Salutare, dragi prieteni! Astăzi se mai realizează un vis de meu. Un vis pe anul acesta. Astăzi, la ora 4, am zboră spre Egipt. Deja toate detaliile care o să fie acolo și cum va fi, o să vă le scriu și o să încerc să fac un video cât mai interesant, cu cât mai multe detalii pentru voi. Salut, prieteni! Uitați că am ajuns și în Egipt. Am aterizat tot ok pe aeroportul din Cairo. Am scurt aici la aeroport. Așa că o căldură este vreo 37 de grade. Și am vis cu interrupt și chiar pretty bun pe test. Călătoria cu transportul a durat în jur de 2 ore jumate. Apoi am ajuns la hotel și ne-am cazat. Dimineața s-a început cu o ceașcă de cafea egipteană proaspăt preparată pe balcon. Sunetul valurilor blânde care se prăbușeau în fundal era modalitatea perfectă de a ne trezi. Apoi am mers la plajă. După plajă ne-am decis să venim la hotel din nou și să luăm micul dejun. Ziua următoare am mers în satul babuinilor, cu ATV-urile prin pustiu. O experiență foarte interesantă, ceea ce vă recomand și vouă, dacă aveți ocazia să mergeți, neapărat încercați aceasta. Când am ajuns în satul babuinilor, acolo am băut ceai foarte cald și ne-am plimbat cu camion.
Când am ajuns în satul babuinilor, aici am fost servit cu ceai cald și primiți foarte bine de localnici.